Dragi prieteni, după ceva timp de absență, vă spun bun venit la un nou live. În clipul acesta aș dori să vă las câteva cuvinte despre un subiect mai spinos. În teologie l-a fost numit harul irezistibil și bineînțeles, de cele mai multe ori când se aude expresia asta, oamenii au o rezistență datorită faptului că noi trăim într-o eră, într-o vreme în care libera voință este o premisă acceptată aproape că în orice discuție. Dar pur și simplu există liberă voința omului de a-și decide soarta, de a-și decide viitorul, de a-și decide destinul și așa mai departe. Expresiile astea sunt folosite pretutindeni prin predici. Totul depinde de voința ta, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dacă tu faci primul pas, Dumnezeu îl face pe al doilea, pe al treilea și așa mai departe. Aproape că totul se centrează în jurul unei decizii pe care trebuie să o ia omul. Bun, istoric vorbind, ideea că omul ar iniția mântuirea este o erezie care a fost condamnată în repetate rânduri în istoria bisericii. Însă unii formulează anumite teorii care încearcă să scape de ideea aceasta, dar care ne duce tot acolo. Da? Gen, spui că Dumnezeu inițiază mântuirea, dar El după aia lasă totul ca să depindă de tine. Și întrebarea fundamentală, de fapt, este asta. Ce face Dumnezeu ca un om să fie mântuit? Cum face Dumnezeu lucrurile? Și există o pildă foarte interesantă și frumoasă în Sfânta Scriptură, care ne ilustrează două moduri de lucru al lui Dumnezeu. Un mod pe care Dumnezeu l-a folosit în Vechiul Testament și care parțial îl vedem și astăzi la lucru, și un mod în care Dumnezeu lucrează în Noul Legământ în cei pe care El îi va mântui, cu adevărat. Vă citesc din Luca capitolul 14 pilda aceasta. Și vreau să observați că în pilda aceasta prima dată ne este prezentat cum a lucrat Dumnezeu cu poporul Israel în Vechiul Legământ și în a doua parte ne arată cum lucrează Dumnezeu în biserică sau cu neamurile în Noul Legământ. Uitați ce spune. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci iată toate sunt gata. Dar toți, fii ascultați, foarte interesant, dar toți parcă fuseseră vorbiți au început să se dezvinovățească. Este un lucru foarte important de observat, că toți, fără niciun fel de excepție, se împotrivesc. Această împotrivire a omului față de chemarea lui Dumnezeu este observată peste tot în Sfânta Scriptură și în special în poporul Israel, pentru că Dumnezeul lor li s-a adresat întâi, cu ei a încheiat legământul, lor le-a dat promisiunile, lor le-a dat sistemul sacrificial. Și Scriptura spune că toți s-au împotrivit, toți s-au scuzat, toți s-au dezvinovățit. Ștefan spunea evreilor din vremea lui, în fapte 7, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, aici ni se prezintă doctrina depravării omului. Omul, când aude chemarea exterioară a Evangheliei, da, printr-un predicator, om întotdeauna se potrivește. Dacă nu există ceva lăuntric care să-l miște pe om, care să-l motiveze pe om, care să-i schimbe inima, care să-i îndrepte inima, ca să corecteze, să-i reformeze inima, întotdeauna omul se va împotrivi Duhului Sfânt. Unde vedem lucrul ăsta cel mai clar în Vechiul Testament? Păi vedem lucrul ăsta cel mai clar când Dumnezeu face vechiul legământ cu poporul Israel și îl înnoiește apoi cu ei. Și Dumnezeu spune la un moment dat, uite, viața, moartea, binecuvântarea, blestemul, alege astăzi. Eu spun, alege viața, zice Dumnezeu. Ce spune poporul? Poporul de fiecare dată spune, vom face ce a spus Domnul, vom face ce a spus Domnul. Practic, istoria poporului Israel demonstrează că ei n-au făcut ce a spus Domnul, s-au împotrivit lui Dumnezeu, au călcat legământul în picioare și de aceea Dumnezeu i-a deportat, i-a lăsat pradă neamurilor. Toată istoria poporului Israel asta arată, că atunci când omul are doar predicarea exterioară a cuvântului, când omul are revelația doar în exterior, el o respinge, el o calcă în picioare. Indiferent de bunele sale intenții, indiferent de promisiunile sale, omul va călca în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în Noul Legământ? Știm, împărăția este luată de la Israel. Revelația este luată de la Israel. Dumnezeu este abandonat. Dumnezeu abandonează poporul Israel. Poporul Israel calcă legea lui Dumnezeu. Poporul Israel se împotrivește lui Dumnezeu. Poporul Israel
îl ocărește pe Dumnezeu, poporul Israel face ca numele lui Dumnezeu să fie bajocorit și hulit între neamă. Ce se întâmplă în nou legământ? În nou legământ nu se întâmplă același lucru. Dumnezeu nu face un legământ și spune alegeți asta, nu mai face Dumnezeu așa. Se întâmplă ceva total diferit. Și vreau să vă spun și eu cred lucrul acesta, pentru că asta îl observ foarte des în predici, în convingerile pe care le au oamenii. Cred că oamenii cred că au convingerea că noul legământ este ca vechiul legământ. Doar că avem mai multe informații astăzi. Și eu cred că lucrul ăsta este total greșit, total, fundamental, esențial greșit. Dumnezeu nu ne mai pune astăzi în față viața, moartea, binecuvântarea și blestemul și ne spune să alegem. Nu mai face Dumnezeu astăzi lucrul acesta. Poate vă miră ceea ce spun, dar vreau să vă demonstrez. Vă citesc pilda aceasta și voi completa cu câteva texte din Noul Testament. Spune în a doua parte a pildei în felul următor. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și schiop. Foarte interesant. Există o schimbare de lucru, de metodă a lui Dumnezeu. Scriptura nu mai spune du-te și cheamă-i, du-te și spune-le. Ci a doua oară zice du-te și adu-i. Cu alte cuvinte, responsabilitatea robului nu mai era a doua oară să-i cheme, doar să le spună. Responsabilitatea robului era să-i aducă. Se vede o modificare de lucru aici. Pentru că dacă și a doua oară s-ar fi dus să le spună, și a doua categorie de oameni i-ar fi respins. Când spune aici, adu pe cei săraci, ciungi, orbi și schiop, aceasta este o descriere spirituală. Spirituală. Foarte important comentariu pe care îl lasă Aurel Munteanu. Robul este Duhul Sfânt. Așa este. Aici este o descriere a noastră spirituală când spune șchiopi, orbi, ciungi, săraci. Ăștia suntem noi din punct de vedere spiritual. Incapabili să venim la Dumnezeu și Duhul Sfânt vine la noi nu doar să ne cheme, nu doar să ne spună, ci să ne aducă, să ne atragă. Foarte interesant. Și robul vine și nu spune, n-au vrut să vină. Foarte interesant, toți vin de data aceasta. De ce vin? Pentru că i-a adus de data aceasta. I-a atras de data aceasta. Este o lucrare de atragere, nu doar de vorbire, de comunicare adevărului, ci de atragere. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit. Foarte interesant. Cum de prima dată nu s-a făcut cum a poruncit? Puneți-vă întrebarea asta. Prima dată toți refuză, a doua oară toți vin. Cum de? Păi, primul motiv este în ceea ce am spus deja. Prima dată doar se vorbește, doar se spune, doar se cheamă, a doua oară robul acesta se duce și îi aduce. Pentru că asta a fost porunca stăpânului. Adu-i aici. Nu le-a spus sugerează-i, fă-le oferta, cheamă-i, roagă-i. Nu a spus adu-i. Este o diferență de lucrare. Da? Este o diferență de lucrare. Și toți vin a doua oară. Mai este ceva foarte interesant. Spune, la urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit. Și tot mai este loc. Tot mai este loc. Asta este chemarea Evangheliei, de fapt, da? Mai este loc, da? Mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumul, la garduri, pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Vedeți diferența? Diferența este ca două oară, în lucrarea pe care Dumnezeu o face în nouul legământ, în lucrarea pe care Dumnezeu o face între neamuri, în lucrarea pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu doar declară, nu doar cheamă, nu doar spune, ci mai degrabă El aduce, atrage și spune aici, silește-i să intre, forțează-i să intre. Asta este lucrarea tainică, spirituală, invizibilă, miraculoasă, supranaturală, misterioasă a Duhului Sfânt. El ne face să venim la Dumnezeu, El ne silește să venim la Dumnezeu, El ne atrage ca să venim la Dumnezeu. Dacă n-ar fi această lucrare a Duhului Sfânt, niciunul dintre noi n-am fi mântuiți. Este inexplicabil cum oameni care s-au împotrivit zeci de ani lui Dumnezeu, la un moment dat, pur și simplu vin la Dumnezeu. Este inexplicabil. Singura explicație este că există o diferență între lucrarea pe care eu o fac ca și predicator și lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Și aceasta este explicația, acesta este răspunsul. De ce se întorc oamenii la Dumnezeu? Oamenii se întorc la Dumnezeu nu pentru că eu predic. Este important să predic. Oamenii se întorc la Dumnezeu pentru că în timp ce eu predic, Duhul Sfânt este la lucru și mișcă inimile oamenilor, le deschide, le luminează, le străpunge,
le schimbă, le transformă, le reformează. Acesta este motivul. De aceea Apostolul Pavel spune, când am venit cu Evanghelia, noi nu v-am predicat doar vorbe, da? Evanghelia n-a venit la voi doar cu vorbe, spune Pavel, ci v-am propovăduit cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. N-au fost doar vorbe, ci putere, Duhul Sfânt și mare îndrăzneală, da? Asta este necesar pentru ca un om să fie mântuit. Este necesară proclamarea verbală a Evangheliei, dar mai mult decât atâta este nevoie de o lucrare lăuntrică, supranaturală, misterioasă, miraculoasă, lăuntrică, tainică, spirituală, a Duhului Sfânt. Asta este necesar. Asta este necesar. Spune de exemplu Apostolul Pavel Tesalonicenilor că atunci când ați primit cuvântul, ia ascultați, atunci când ați primit cuvântul, voi ați primit cuvântul în multele cazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Da? Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt era deja la lucru în audiență, că atunci când ei au auzit cuvântul, ei l-au primit deja în ciuda persecuțiilor crunte prin care au trecut oamenii aceștia. Cum lucrează Duhul Sfânt? Că rămâne întrebarea aceasta, oare Duhul Sfânt silește oamenii? Cum spune Luca 14, oare Duhul Sfânt aduce oamenii? Da, Duhul Sfânt face lucrul ăsta. Cum îl face? Eu dau câteva texte din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus a spus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Dacă nu-l atrage Tatăl. Cum ne atrage Tatăl? Cum ne atrage Tatăl? Păi este o lucrare, cum am spus, lăuntrică, spirituală, invizibilă, misterioasă, tainică, supranaturală, miraculoasă. Care nu este o lucrare omenească. Ioan 3, vântul suflă încotro vrea. Da? Și atunci când acest vânt al Duhului Sfânt, când această lucrare a Duhului Sfânt vine peste viețile noastre, se întâmplă ceva. De exemplu, Fapte 2 spune în felul următor. După ce au auzit aceste cuvinte, asta e lucrarea omului, a predicatorului, a lui Petru, după ce au auzit aceste cuvinte, după ce au auzit Evanghelia, ei au rămas străpunși în inimă și au întrebat, fraților, ce să facem? Evanghelia a fost predicată de om, dar lucrarea de străpungere a fost a Duhului Sfânt. Da? Vedeți cum sunt bine astea două lucruri. Ce face omul? Predică Evanghelia și lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Vă mai dau un text. Domnul spune despre, Scriptura spune despre Lidia, când a auzit Evanghelia predicată de apostol, Domnul i-a deschis inima. Noi nu ne putem deschide singur inima. Noi nu ne putem străpunge singuri inima. Noi nu putem să facem lucrul ăsta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cuvintele pe care le spunea Pavel. Sau avem în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 4, descris această lucrare în felul următor. Dumnezeu care a spus să fie lumină, da? La creație a spus Dumnezeu să fie lumină. A fost un act miraculos. Miraculos. Ne-a luminat inimile ca să vedem strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci există un act miraculos, supranatural al lui Dumnezeu prin care vine și ne luminează inimile. Nu noi am cerut lucrul ăsta. Nu noi am vrut lucrul ăsta. Nu noi am produs lucrul ăsta prin libera noastră voință. Suntem incapabili să facem așa ceva. Ci mai degrabă a fost o lucrare miraculoasă, supranaturală lui Dumnezeu ca lucrarea de facere a luminii. Fără lucrarea aceasta nimeni nu poate fi mântuit. De aceea putem avea nădejde pentru mântuirea oamenilor din jurul nostru. De aceea putem avea nădejde când predicăm Evanghelia că unii dintre oameni vor fi mântuiți. De ce? Că Dumnezeu îi atrage, îi aduce, le străpunge inima, le deschide inima, le schimbă inima, le transformă inima, îi atrage, îi învață El, îi iluminează El. De asta avem nădejde. Pentru că există această lucrare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aș sumariza cu ceea ce spune fratele Aurel Munteanu, îl pomenesc a doua oară. În Sfânta Scriptură există două tipuri de chemări. Este o chemare verbală pe care o face predicatorul, chemarea Evangheliei, și este o chemare lăuntrică, spirituală, miraculoasă pe care o poate face doar Duhul Sfânt. În aceeași sală poți să ai două tipuri de oameni, și ai două tipuri de oameni. Oameni care aud doar vocea predicatorului și oamenii care aud, simt, experimentează puterea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt, puterea transformatoare a Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt care atrage, care schimbă, care luminează, care convinge de păcat, care transformă, da? Avem nevoie de ambele lucrări pentru că altfel nimeni niciodată nu va fi mântuit. Nădejdea noastră este în această lucrare a Duhului Sfânt. Fără ea, toți oamenii vor fi pierduți. Pentru această lucrare trebuie să ne rugăm
pentru această lucrare trebuie să ne plecăm cenunchi înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim. Pentru această lucrare trebuie să tânjim, această lucrare dorim să o vedem, pentru că fără această lucrare, nimeni niciodată nu va fi mântuit. Nimeni niciodată nu va fi mântuit. Știu că unii oameni, datorită concepțiilor postmoderniste, ateiste, seculare, despre libera voință, nu pot să accepte învățătura aceasta, nu vor să accepte învățătura aceasta, ea este din Sfânta Scriptură și unii au încercat să o îmbrace, să o mai tempereze și să spună, a, ăsta e un har prealabil al lui Dumnezeu, Dumnezeu așa, parcă numai te gâdile puțin ca să te facă doritor sau să te facă, să te încline puțin ca să iei decizia corectă. Nu. Aceasta este o lucrare puternică de trezire, de înviere, de schimbare, de transformare, de străpungerea inimii, de schimbarea inimii prin care Dumnezeu ne face ca să venim la El. Întrebarea este dacă Dumnezeu ne distruge voința când face lucrul acesta. Și unii se întreabă foarte serios lucrul acesta. Vine Dumnezeu și ne forțează, ne distruge voința ca noi să ne pocăim? Nu, Dumnezeu nu ne distruge voința. Ascultați-mă ce vă spun. Suntem prea mici ca să înțelegem felul în care Dumnezeu lucrează, modul tainic, misterios în care Dumnezeu lucrează. Suntem prea mici. Și dacă ne-ar explica, n-ar înțelege. Dar credem ce spune Sfânta Scriptură. Dacă El spune că ne luminează, înseamnă că o face. Dacă ne spune că ne străpunge, înseamnă că o face. Dacă ne spune că El ne aduce la viață, înseamnă că o face. Dacă El ne spune că El ne schimbă inima, înseamnă că o face. Credem lucrul acesta, nădăjduim în lucrul acesta, știm că ăsta este singurul motiv pentru care astăzi unii dintre noi suntem mântuiți. Ăsta este singurul motiv. Dumnezeu poate, pentru că este suveran, este guvernatorul întregului univers, să ne atragă la El, să ne aducă la El, fără să ne distrugă personalitatea, fără să ne distrugă sufletul, fără să ne distrugă nicio parte, niciuna din părțile care constituie sufletul nostru. El poate să ne mântuiască fără să ne distrugă facultățile sufletului nostru și lăudăm pentru că face lucrul acesta. Rămân în continuare Andrei, rămân în continuare cine ești tu, dar o persoană transformată, o persoană schimbată, o persoană înclinată, predispusă, dusă spre Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a fost la lucru și a făcut lucrarea aceasta. Vă invit să dați un share la clipul acesta, pe propriile voastre profiluri, în grupurile în care sunteți voi, pentru a semăna această nădejde în lucrarea puternică, tainică, miraculoasă, supranaturală a Duhului Sfânt, care împreună cu predicarea Evangheliei duce la mântuirea oamenilor. Și fie ca niciunul dintre noi să nu ne lăudăm, niciunul dintre noi să nu ne punem încrederea în libera voință, niciunul dintre noi să nu ne punem încrederea în vorbele oamenilor, în discursurile oamenilor, să predicăm Evanghelia, să credem în Evanghelie și să așteptăm ca Duhul Sfânt să însoțească această Evanghelie. Vă salut!